Ana Bodea, actrița care joacă rolul ei în cel mai nou și captivant serial de la Antena 1, a făcut balet și un not în același timp. Bătăile și jignirile primite la Moscova au făcut-o să renunțe la balet. Și Lia, fata din film, a fost nevoită să lase baletul. Cunoscută pentru rolul din Lia, soția soțului meu, Ana Bodea a studiat la școlile de balet din Berlin, Cannes și Marsilia. Balerina a fost și la celebra Academie Balșoi din Moscova. Cum te-au primit colegii? Rece. Am învățat și limba rusă pentru că nimeni nu voia să vorbească cu mine în engleză. Eu eram și străina care vine și le ocupă locurile. După ce a terminat liceul în Rusia, Ana s-a întors în România, chiar dacă intrase prima la Facultatea de Coreografie și Pedagogie a Teatrului Balșoi. Ana a suferit adevărate traume în Rusia. Jignirile profesorilor o dureau mai tare ca bătăile încasate. Mai primeai un picior, un pumn, un scaun aruncat înspre tine dacă nu făceai o mișcare corectă. Cel mai rău îmi făceau cuvintele urâte. Un cuvânt poate să doară mult mai tare decât un gest sau o palmă. Mă obișnuisem cu palmele. Ana și-a dat seama că baletul nu o mai face fericită și a trecut la actorie. La 22 de ani, Ana Bodea visează și la o carieră în muzică. Ea a învățat să cânte singură la pian. Îmi doresc să cânt cu vocea. Am început cursurile de canto. Lia, soția soțului meu, o poveste unică de iubire cu Ana Bodea în rolul personajului principal în fiecare joi la Antena 1 de la 20:30. Am fost acum de sărbători la o masă în familie și toată lumea m-a întâmpinat. Bună, Lia, ce mai faci?